Hei, salutare băieți și bine v-am regăsit la încă un gameplay. Astăzi îl avem pe Emin al său Bachat, joacă în Pluton cu Psycho în Paton și Rusu în Nisi 7. Psycho se duce pe centru să spoteze cu Patonul, Patonul având un view range foarte bun, acesta fiind o idee foarte bună, lui Emin rămâne situcă în oraș cu Bachat urmărit de colegul său de Pluton, Rusu. Deja se pare că au spotat IC-7-le, deja au prins prima lovitură, foarte bine. Între timp apare și Patonul pe centru, Patonul dinamic. Prea mult s-a dus în dreapta proiectilul, prea mult în stânga. Și nu era nicio șansă să intre la acest proiectil. Oricum, Bachatul totuși este unul din cele mai populare tancuri din joc, cele mai populare tancuri medii din joc la tier 10. Și o să vedeți și de ce în acest match. 400. 859 imediat a făcut. Dacă n-ar fi roisit un proiectil, ar fi putut să-l fi scos pe acel Paton. Ca autoloader, e un tank care mai tot timpul ales în Clan Wars. Tot timpul se joacă cu un Bachat în echipă aproape. Și un Pluton de câteva Bachaturi fac ravagii. Primul rând are muniție APCR, ceea ce este un lucru foarte bun, mai ales pentru un tank mediu. Cu 259 penetrații, 390 damage și high explosive anti-tank, 330 penetrații. Da, mai bune sunt APCR-urile, Aport acum și colegul său de Pluton în oraș. Emi s-a ocupat de acel T-71. Două kill-uri pentru Pluton. Apare IC-7-le. Reușim să-l penetreze din a doua lovitură. Și prinde o lovitură în colegul lui de Pluton. Mare greșeală, o lipsă de comunicare aici între cei doi. Putem să-și încarce clipul. La fel am impresia că Bachatul și parcă nu are destule proiectile pentru gustul meu. Abia aștept să am și eu acest tăculeț, dar sincer nu știu ce, nu prea m-am grăbit. Pe centru băieții încă nu au nimic, în oraș se pare că a venit FV-ul, E100 VZ-ul și acel IC-7 care tocmai murise. Scorul este de 3-1, foarte favorabil pentru colegii noștri. Ei mi-acum încearcă să flancheze. Să vadă dacă vreau să prindă o lovitură în acel VZ-120. Da! Până se întoarce VZ-ul, a murit. Măcar a reușit să vadă cine l-a omorât. Acum am se uită în zoom out. Se pare că Psycho a avansat pe centru cu Patonul. Se uită în zoom out să vadă dacă așteaptă să tragă FV-ul ca el să intre peste el să descarce clipul. Tocmai a tras. Pare că a fost nevoie decât de o singură lovitură. Și apare și VK-ul în stânga. Nu are să primească cea a doua lovitură. Treaba în oraș totuși pentru moment destul de ok. Având în vedere că Plutonul lui Emi face cam toate kill-urile până acum. A făcut toate kill-urile până acum. Au fost putat și artileriile. Cât timp reîncarci, Emi face foarte bine, te retragi, stai cât mai în spate să nu fii expus prea mult și de-abia în momentul în care mai puțin până reîncarci, e bine să-ți schimbi poziția, să fii pregătit să intri peste ei. Fost spotat, dar totuși a încărcat. Uf, E100 l-a așteptat după colț. Nu reușește să-l penetreze, lower plate. Destul de înclinat, trebuie să tragă... s-a dus în apă plate. Acestea au fost niște proiectile irosite și a primit și o lovitură care n-ar fi trebuit să o primească. De timp Psycho curăță cam toate artileriile din bază, mouse-ul apare în lateral. Băiți s-a ocupat de el. Acum Rusu a rămas cam singur cu 186 HP. Emi a trecut pe gol. Se cam împute treaba în oraș în momentul de față, flancurile celelalte fiind toate distruse, restul a rămas aici cu foarte puțini jucători. Emi încă încarcă,
Rus face foarte bine și se retrage. A prins o șinilă la Jack Tiger. Foarte bine a făcut. Și acum, în stil mafiot, Amy se ocupă de Jack Tiger. Își repară și din aia Tiger-ul. Și asta o să-l coste destul de mult. Ea s-a ocupat foarte ușor de penetrat pe spate. L-a ajutat aici și rusul s-a ajutat reciproc, ca să zic așa. Este șaptele acum. Op, și în sfârșit Amy l-a ajutat din nou pe rusul. 5-5 și 3 kill-uri de căciulă. Foarte bine s-a reușit să organizeze băieții aici în oraș spre sfârșit. A mai rămas un singur mouse. Încă un kill pentru Crucial Contribution. Foarte mobil acest bacet, îmi place foarte, foarte mult. Și scrie și Psycho în Pluton în chat că 14 kill pentru Pluton. Într-adevăr, 14 kill pentru Pluton e ceva. Ca în simplu Pluton să facă toate kill-urile aproape din echipă. Evi se grăbește să ajungă peste mouse. Este destul de greu să-l penetrezi. Dar totuși a reușit Top Gun și Crucial Contribution pentru băieți. Bravo băieți, bine jucat, felicitări. Haideți să vedem implate-urile. Ok, și avem un first class cu Brother in Arms Crucial Contribution. Crucial Contribution reprezintă 12 kill-uri în Pluton. Top Gun, Brother in Arms și în comentarii care nu contează. Băieții se află printre primii la damage cu 4500 damage, 3500 rusu și 2700 psycho. Psycho, da, pascuci că au murit acele artilerii. S-a părut un match foarte frumos, băieții au reușit să rezolve aproape toată echipa adversă, la tier 10 e ceva. Cu 23 de lovituri trase, 20 nimerite și 26.000 profit, în ciuda faptului că a tras cu gold un clip și ar fi ieșit pe plus chiar dacă ar fi jucat fără premium cu 3380 credite și 1784 experiență curată pentru Amy. Într-adevăr, un Crucial Contribution bine meritat pentru băieți, foarte bine jucat. Sper că v-a plăcut și vouă și până data viitoare ne auzim. Toate cele bune!